Viața cu lui. Cred că n-am omis pe nimeni. Sunt bilete de mulțumire. E bine să apreciez gesturile oamenilor. Tata m-a învățat asta, fără să-și dea seama. Mereu ofta și se plângea de toate. Făcea o tragedie din orice, chiar din mersul la băcănie. Conducea căruciorul ca pe o mașină. Păza, la o parte, hei! Mi-ai tăiat calea. Conducea oamenii în zona cu mâncare congelată. La băcănie cumpăra desigur și mâncare, dar nu era pentru noi. Iar eu nu pricepeam. Apoi, în drum, tata lăsa cumpărăturile în fața casei unui vecin, cel care rămăsese fără slujbă. Asta făcea. M-a învățat să fiu bun, să fiu generos, iar asta e grozav. Tata era grozav în multe privințe, dar nu i-am spus niciodată. E greu să spui tatălui tău, tată, ești grozav! Încercați, poate merge. Cântând în ploaie. Iernile păreau de interminabile în Wisconsin. Cu cât durau mai mult, cu atât oamenii deveneau mai nervoși. Când o să înceteze colindele astea? Când o să vină primăvara? Vă spun, dacă mai aud un colind, îmi ies din minți! Când în sfârșit primăvara sosea, nerăbdarea se transforma în ostilitate. Era perioada disputelor anuale între vecini. În ce lume crudă trăim? Conflictele se iscau din orice. Un ziar livrat la adresa nepotrivită, o mașină de tuns iarba stricată sau chiar apariția unor vecini noi. Familia Jensen s-a mutat în casa vecină într-o joi. Duminica următoare, toți vecinii înarmați cu ton, salată de castraveți și cu budinci defilau prin curtea noastră. Petrecerile spontane erau pasiunea mamei. Orice eveniment din cartier îi ofereau astfel de ocazii. Mamă, pot să mă opresc? Mai curăță, Tommy. Cartofii dulci nu prisosesc niciodată. Prin intermediul ferestrei, mama obținea informații precise despre vecini. Uite că a venit și familia Powell. Sunt foarte bogați. Deși au mulțime de bani, n-au adus decât un jeleu. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Mama, doamna Wilson la telefon te întreabă ce să aducă. Sunt săraci lipiți, faliți, disperați. Nu e nevoie să aducă nimic. Spune-le să vină doar. Oh, soții Barker, bunica lor locuiește cu ei. Are 102 ani. I-am împărtășit lui Scott Jensen secretele mele despre vecini. Uite, copacul ăsta e ideal dacă vrei să-i spionezi pe Anderson. Între timp, în curte, tata aș demonstra talentele de gazdă. Deci, Jensen, ești patolog, așa-i? Ce-i aia? Ești șerpaș? Cauți cărări prin păduri? De fapt, patologia se ocupă cu studiul cadavrelor. Ce? Studiezi mărtăciuni cumva? Într-o exprimare mai crudă, ai dreptate. Ai grijă o clipă de astea? Sigur. Ei, sper că n-ai venit direct de la serviciu. Nu. Pentru că nu vreau să înveși suc de patolog pe burgeri. Mai vrei cartofi dulci? E strigătorul la cer, dar câți ai făcut? Păi sunt 3 platouri pe masă, câțiva în cuptor și restul în garaj. Dar sigur că nu vrei? Vecinul e țignit. Andy, te rog. Studiază cadavre. Dar toți avem un hobby. E vegetarian. Crezi că o să vrea cartofi dulci? Am aflat că sunteți un vegetarian care studiază cadavre. Deci? Deci? Ai văzut aseară emisiunea lui Bob Hope? Nu, nu-mi place. Cum? Nu mi se pare amuzant. Și uite așa a mai luat naștere o dispută între vecini. Odată l-am văzut pe Bob Hope într-un spectacol pentru prizonierii germani de război. Se tăvăreau pe jos de râs și nici nu înțelegeau limba. L-au ovaționat în picioare. Cine-ți place? Hackett? Youngman? Ce demodați sunt! Dacă chiar vrei să știi, îl prefer pe Milton Berle. Îi place Milton Berle. Tipul ăla poartă rochii. De amuzant! Incredibil! Oameni buni, vecinului meu îi place Milton Berle. Cel puțin el spune glume din secolul ăsta. Glumele lui Bob Hope nu sunt învechite. Sunt glume bune, americane. Bancuri pe care nu le face fățindu-se într-o rochie și pe tocuri ar trebui să-ți iei. Tată, pot lua burger? Cum îl preferi, Scott? Ars sau crocant? Bună idee. Hai să ne așezăm la masă cu toții. Hei tu, Burl! Regret să te deranjez, dar câinele tău îmi distruge peluza. Snickers-ul și îngroapă oasele, domnule Anderson! În curtea mea? Nu voiam să deschid subiectul, dar parcela aceea de acolo mi-aparține, să știți.
Ce tot spui? Cine tunde iarba? Cine o curăță? Cine face manicura? Băi, eu. Cine te-a întrebat? Am văzut schița când am cumpărat casa. Dovedește clar că proprietatea mea se întinde până la pomul de acolo. Da? Andy, draga, s-a făcut cam târziu. Mă ocup eu, inimioară. Ascultă-mă, hoț de pământuri. Ai de-a face cu un veteran decorat în război. Se pare că tunurile ți-au afectat auzul. Ascultă-mă bine. Acela e pământul meu. Ba e pământul meu, ba e pământul tău. Doar pentru că rimează, nu înseamnă că e și adevărat. Ești iremediabil, Anderson, irecuperabil. Ploaia a refuzat să se oprească, era tot mai puternică și disputa la fel. Salut, lui! Nu coaliza cu inamicul. Dar tată... Primește, ticălosul de Jensen își mută casa mai aproape, o să fiu cu ochii pe el. Așa e, tată. Sunt sigur că se trezește în miez de noapte, se furișează afară, sapă fundația și împinge casa spre noi cu 20 de centimetri. Până la Crăciun vor fi lipite. E posibil, lui. Unde pleci, tată? La magazinul de articole feroase. E timpul să organizez defensiva. Nimic nu era mai rău decât să mergi la școală într-o zi ploioasă. Firește, tatei nu-i păsa de ploaie. Era prea ocupat cu construirea zidului chinezesc în curtea noastră. Ce faci? Îmi securizez proprietatea. Fac terenul ăsta un loc sigur pentru americanii, cu frica lui Dumnezeu. O să-l țin pe patologul ăla Jensen departe de noi și pe câinele lui. Se vor întoarce în Kansas cât ai zice pește dacă mă mai înfrunt odată. Minunat, tată. Ăsta da spirit de comunitate. Te-am auzit! Speram că mă duci la școală cu mașina. Poate n-ai observat, dar plouă tare. Ce? Umezeala asta? Asta nu-i ploaie? Am fost în Marea Sudului în timpul musonului. Am dormit în Hawaii pe timpul uraganului. Am vizitat Atlantisul în timpul sezonului ploios. Aia ta ploaie. Astăzi doar precipitații. Hai, nu-i cazul să ne facem griji. Haide, du-te la școală. Nici măcar nu o să se strângă apă. Cu viteza ciumei, vestea despre disputa din cartier a ajuns și la școală. De ce ai rădut? Taică-tu a ridicat un zid în jurul curții ca să nu mai intre niciun cățel? De asta râdeți? Nu râdeam în cocote. Chicoteam și noi. Așa. Știi? Tata n-ar fi ridicat zidul dacă javra ta nătângă nu ne-ar fi distrus peluza. Tata zice că e proprietatea noastră. Atunci e la fel de prost ca și câinele. Câinele meu e mai deștept decât familia ta. Ai mei sunt mai deștept decât câinele tău. I-ai zis-o lui? Exact. Cotonocește lui. Atențiune, copii, din pricina inundațiilor, cursurile se anulează pentru restul zilei. Vă rugăm să evacuați. Urma să apără onoarea familiei mele într-o altă zi. Din cauza ploilor, râul se umflase și inundase întreg orașul. A fost declarată stare de urgență. Iar noi eram în culmea fericirii, fără școală o săptămână întreagă. Era ca o vacanță de Crăciun în miez de primăvară. Orășelul nostru se transformase într-un lac întins. Străzile erau inundate, magazinul universal era inundat. Apa înghițise tot, cu excepția unei mici proprietăți. Tată, ia ghicește! Iarăși ați umblat la televizor? Nu! No. Vreau să văd ziua cea mai lungă și nu găsesc decât știri despre inundație! Uită-te și tu! Inundație, inundație și iar inundație! Ce se petrece? E inundație, tată! Ce vorbești? Nu-i nicio inundație! Îl vreau pe Duce! Vino sus! De ce să vin? Vreau să-ți arăt ceva! Uite, zidul tău a oprit apa. Mai ca să vezi. Bineînțeles, pentru asta l-am construit. Credeam că l-ai ridicat să nu mai intre câinele lui Jensen. Na, știam exact ce fac când am construit zidul. În armată am învățat să redirecționez cursul unei ape. Am folosit același principiu când am redirecționat râul Alabama. Ce râu? Îl știi probabil sub numele de Mississippi. Hei, tată, cred că sunt cei de la Garda Națională. Pun pariu că vor să înveți pe soldați să ridice ziduri anti-inundație. Ce? Sunteți de la doamna cea norocoasă? Soția mea e genul natural. Ce bagaje, ce e asta? Aule casanic? O, e familia Wilson, vecinii. Haideți înăuntru. Casa lor e inundată și i-am invitat să stea la noi.
Dar cine sunt eu, Noe? Ha? Bine, hai, intrați. Oh, mulțumim. Vă mulțumim din inimă. Aveți grijă, doi câte doi. Salutare, vecine. Johnsoni. Hai înăuntru, sunteți bineveniți. Sper că n-au adus jeleu din ăla verde. Mereu ni-l bagă pe gât. Mulțumesc. Ești o dulce. Oh, jeleu! Tot ce bine! În decurs de o oră, un șir întreg de vecini uzi a apărut la ușa noastră. Toate casele din cartier erau inundate, iar mama i-a invitat pe toți până la ultimul să stea la noi. Cartofi dulci? Cine n-a luat cartofi dulci? Aș vrea eu. E strigătoare la cer! Ieșiți! Mai așteaptă și alții. O să cer chiria pe camere. Andy, generozitatea începe acasă. Să înceapă în casa altcuiva și să se sfârșească aici. Ciudat. Știi cine n-a apărut? Nimeni. Toți sunt aici. Tot cartierul e aici. Familia Jensen. Oare n-ar trebui să vadă cineva ce e cu ei? Cineva? Andy. Lui. Tommy. Nici gând, amice. Haide, lui, cu ambele mânuțe. Te țin cu ambele mâini. Mai pune una. Ai grijă pe unde calci, alunecă. Sneakers! Sneakers! Uite. Sneakers! Unde ești? Hei, Jensen! Ce faci pe acoperiș? Stăm și noi la soare. Veniți la noi! Nu prea cred. E bine aici. Cum? Plouă! Nu, nu, rămânem aici. Cred că se înseninează. E strigătorul la cer, Jensen. Nu se înseninează. Potop, n-ai citit Biblia? A? Mai întâi a fost pământul, apoi apa. Nu, nu, nu vrem să deranjăm. Mulțumesc oricum. Tipul e ridicol. N-ar recunoaște o calamitate naturală nici dacă s-a năsurat cu ea. Andy! N-am cunoscut un tip atât de încăpățânat ca... Jensen! Te-ai săturat de plajă? O să intrăm pentru o clipă. Nimic nu-i mai rău decât un vecinut. Vă predați, deci? Lui, adu-i lui Scott niște haine uscate. Regret că m-am purtat urât azi. Știi tu, la cantina. Totuși, de ce ne-am certat? Nu mi-amintesc. Nici eu. Amici? Amici. Hai să-ți găsim câinele. Și ce să facem? Inundația afară lui. Ai barcă? Glumești? Am o flotă. Suntem aici. Aici, aici, să vă rugați și pentru noi. Asta e, știu toate imnurile militare din lume. Pe ăsta îl cântam lui Patton ca să adoarmă, sărăcuțul. Poftim, Shirley, usucă-te. Ți-am adus un prosop și un halat cald. Hei, ce înseamnă asta? Îți vine să crezi? Iar am rămas fără provizii. Hei, acolo sus! E pisica lui Johnson, Ginger, iau! Gata! Uită! Blasca familiei Wilson în dreapta, să întoarcem. Repede lui! Te-am prins, Shelly! Parcă aș juca în spectacolul lui Siegfried. Aș prefera să fiu până și Milton Berle. Ai stat destul, Anderson? Mai e apă caldă și pentru noi? Mai doriți desert? Doamne, voi fi fericit când totul va reveni la normal. Ce e, dracule? Nu pot să dorm? Mai bine zis, nu am unde să dorm. Cineva doarme în patul meu, altcineva în baia mea. Mă mir că nu mi-a mâncat nimeni grișulețul până acum. Știu locul potrivit unde pot să dorm, dragule. De baraua? Dar ce sunt eu, o conservă de chili cu carne? Snickers! Snickers! Hei, broscuțu, capul jos, nu văd nimic. Uite! Vino aici, Snickers! E, te-ai pălucit destul, nu? Hai, ține-o, atenție! Și tocmai când credeam că problemele s-au terminat... Necaz? A apărut o altă problemă. Unde e tatăl tău, lui? Tată, trezește-te! Ce? Ce faci? De câte ori ți-am spus să nu iei prin surprindere un om care doarme pe o masă de călcat? De câte ori? Zidul tău, tată, s-a fisurat. Știi ce-i de făcut, tată, nu? Da, știu exact ce fac.
Gata, turiștilor, trezirea! Împachetați-vă lucrurile și voilà! Arca se scufundă, luați-vă adio de la noi. În 15 minute o să plutiți pe lacul Anderson. Apoi se întâmplă ceva uluitor. În loc să se adăpostească... Haide, mai întâi femeile și copiii! Hei, ce faceți aici? Toți au hotărât să rămână. Hei, Anderson, ai o lopată? Du asta lângă zid. Au ieșit în ploaia torențială încercând să repare zidul tatei. Repede, se dărâmă! Nu ține, tată! Avem nevoie de ceva mai solid, ciment sau beton? Vrea cineva cartofi dulci? Asta e! Dăm cartofi ăia, scumpo! Ce foame, dragă! Prea mult amidon o să strici? Merge! Ascultați, cartofii dulci sunt soluția! Ați auzit? Cartofii dulci de la dulcea mea soțioară! Lui, distribuie-i! Mai sunt, draga mea? Știu că mai ai tu. Păi, mai sunt câțiva, cred. Cei mai mulți sunt în pivniță. Îngrozitor! A fost o noapte lungă, dar a meritat efortul. Din nou la laboratorii, aici, acolo. Ce? Lui, trezește-te! A? Ce? Ce vezi? Victorie lui! Victorie! L-am învățat minte pe potopul ăsta că nu e rost să se pune cu cartofii dulce mamei tale și cu geniul meu ingineresc. A, e grozav, tată. Pot să mă culc la loc? Nu e momentul să dormi, lui. Iată ce vreau să faci. Ia o mătură, câțiva bureți și o tonă de prosoape de hârtie și așteaptă-mă afară. Hai, repejor! Ce vrei să faci, tată? Să mă răzbun! Ați fost foarte amabil că ne-ați găzduit. Nu, no, dar a fost o plăcere. Poate că la vară vor fi tornade și o să vă găstuim din nou. Mulțumiți și soțului dumneavoastră. Bine. Să mergem, draga mea. Ne așteaptă mizeria de acasă. Cu bine. Anderson, ce se întâmplă? Un mic dar în cinstea venirii tale în cartier, Jensen. Deși ești patolog, nu-ți port pică. Mulțumesc. Nicio problemă. Haide, lui, avem treabă. Casa lui Wilson e distrusă, deși stă la F4, ne e vecin. Omule, mulțumesc. Cu plăcere. Ne vedem mâine la școală. Stați, venim cu voi. Ce lucru ciudat. Dezastrele naturale pot distruge cartiere întregi, dar în același timp pot să-i unească pe oameni. Mai vrea cineva cartofi dulci? Firește că mereu vor exista conflicte fundamentale pe care nicio inundație nu le poate rezolva. Mă ucide! Mă ucide! Asta înseamnă comedie! Comedie adevărată! Haide! Haide, Jensen! Știu că nu poartă roche, dar e nostim! E amuzant rău de tot, Jensen! Face toți banii, nu știi? Venea la noi și ne distra când eram triști și stoviți. Lucrurile astea nu se uită. Eram mânjit pe față cu noroi pentru camuflaj. Râdeam atât de tare încât noroiul crăpa. Așa de bun era. N-aș zice. Cum adică n-ai zice? Bob Hope e genial! Genial! Mie nu-mi spune absolut nimic. Ce? Ce știi tu? Voi, patologii, sunteți toți la fel. N-aveți simțul umorului. Ba, am simțul umorului. Ești criminal. Pentru tine, un hoit e amuzant. Un tip întins pe o lespe. De asta e nostim? Las că-ți arăt eu. Ce zici de Hope? El are comedia în sânge. Sper să nu mai fi prin preajmă când o să mor. Nu vreau să mă ciopărțești. Lui, reține. Nu vreau să fie Jensen patologul meu. Să mă trimiteți la un veteran. Va ști el să-mi acopere rana de pe front.